Vă invit să vă ridicați, dând cinste cuvântului Sfânt. 1 Cronici, capitolul 4, versetele 9 și 10, pagina 424, în versiunea Dumnezeu Cunescu a Bibliei. 1 Cronici, 4 cu 9 și 10, cuvântul pe care l-am primit de la Duhul Sfânt pentru noi toți în această seară. Iaiveț era mai cu decât frații săi. Mama să-i a pus numele Iaiebeț, adică trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaiebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: Dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de norociri, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Sunt bucuros să fiu în această seară cu dumneavoastră. Înainte de a pleca din Cluj-Napoca, pastorul coordonator fratele Vasile Bojor, care este și președintele comunității de Cluj, ne-a chemat în față pe mine și pe Alexandra, s-a rugat pentru noi și ne-au spus oriunde mergem în America să transmitem salutul bisericii noastre, adică Maranata. Domnul nostru. Pentru că Domnul nu este doar românilor sau a unui oraș din România, Domnul este a tuturor acelor care l-au proclamat ca Domn și Mântuitor. Amin? Slăvit să fie în numele Domnului. Și am găsit de bine ca pe oriunde mă duc să rămân, să fiu cu frații la o slujbă, dacă sunt într-un oraș și știu că e slujbă, mi-a plăcut lucrul acesta să fiu seara cu biserica, fără să am vreo pretenție. Mulțumesc fraților care au acceptat și au dat locul, timpul lor. Mulțumesc Domnului să vă Stând aici, eu, pe scaun, am cerut de la Duhul Sfânt un mesaj pentru noi. Și mesajul este despre Iaiebeți. Mesajul se intitulează Triumfătorul cu numele Trist. Imaginați-vă că atunci când era stricat la catalog, când era ca băieții ăștia de aici, imaginați-vă că toți ciuleau urechile și ziceau, cine-i? Cum îl cheamă păsă? Ați auzit? Păci să ai așa nume. Deci să fii român și să te numească mai ta trist. Trista. Ceva nu e regulă. Biblia zice, ea beț, era mai cu vază decât frații săi. Dar cum a ajuns ea N-a fost dintotdeauna așa. Când mama lui a avut dureri accentuate pentru a-l naște, Biblia zice, l-a născut cu. Cum scrie? Cu durere. Înțelegem că se zbătea între viață și moarte. Și atât de afectat a fost de durerea aceasta, încât i-a lăsat băiatului acestea numele trist. Ia e beţi. Ori pe unde mergea să se angajeze, când trebuia să-și facă CV-ul, oricât era de stufos, trebuia să -şi scrie și şi... ia e Și de fiecare dată trebuia să dea o explicație. Băiatul ăsta a avut o viață nedreaptă. Băiatul ăsta a avut un stigmat, o etichetă pe frunte care trebuia să lase un distrus, un falimentar, un lamentat, un plângăreț, un victimizat, un om care să nu mai aibă nici o soluție pentru viața lui. Și totuși, din trist, a ajuns cel mai cuvază. Cum s-a putut întâmpla în acasă? Că sunt foarte mulți în bisericile noastre care spun, frate, cu tare are probleme pentru că și că soare are probleme. Cu tare are probleme pentru că și maica sa a avut problemele astea. Și generațional există un demon care atacă. Da, există posibilitatea asta. Dar uitați-vă că în această seară privim la un băiat care și-a schimbat stigmatul, care s-a smuls de sub eticheta în care era așezat, care a ieșit de sub falimentul vieții lui și a zis, nu vreau să mai rămân un trist. Nu o să-mi schimb numele, cum fac unii dintre românii care ajung în America, nu o să-mi schimb numele, dar să-mi schimb viața. Doamne ajută! Doamne, ajută! Binecuvintează-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi, chiar dacă nu avem un nume perfect, să ne schimbăm viața și să trăim pe placul lui Dumnezeu. Vreți ca pentru fiecare dintre noi Domnul să scrie în dreptul vieții noastre triumf, biruință? Vreți ca Domnul să scrie victorie în dreptul familiilor noastre? mamele care au copii, care se drogează, care umblă prin șanțurile Americii și ale lumii acesteia, fetele care au plecat de acasă și nu mai urmează pe Hristos, ci ce au rupt-o cu relația personală cu Dumnezeu, ci ce au început să meargă din hău în hău, din cădere în cădere, pornografie, masturbare, imoralitate, trăi cu aventuri și cu o grămadă de stări de păcat. Când căderea este la cel mai înalt rang, Uitați-vă ce se întâmplă în Europa. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când ar trebui să fie ceva de bun simț. Uitați-vă cum lumea asta merge din cădere în cădere, din faliment în faliment, din răutate în răutate. Ajung oamenii să aibă răutăți și între ei, chiar în biserică. Ai milă, Doamne, de fiecare dintre noi. Ai milă, Doamne, de noi. De ne putere să ajungem oameni care să învingem în păcatul, să învingem în răul din lumea aceasta. Prea mult rău există în lume. Prea mulți oameni răi. Oameni răi la semafor, oameni răi în magazine, oameni răi peste tot. O, oh, că zâmbesc ei americanești, am înțeles, dar răutatea e interior. De ce divorțează un bărbat de nevasta lui? Că e foarte bun, așa -i? Are pocăință în el încât trebuie să divorțeze. Și de ce divorțează? A intrat satana și păcatul în ochii lui, în urechile lui, în mâinile lui, în nările lui. Că unii trag pe nas, se drogează și ajung departe. O să ne uităm în această seară la un bărbat care ar fi trebuit să rămână falimentar. Un bărbat care, de când s-a născut, trebuia să fie jos. Niciodată n-ar fi trebuit să se ridice. Niciodată. Peste tot unde se prezenta, avea deja un minus. Trist. Și totuși tristul ăsta a ajuns cel mai cuvază. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, l-a cunoscut pe Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu. N-a știut despre Dumnezeu. N-a auzit la mass media, n-a auzit în predici și în cântări. N-a zis cineva, da, am auzit că există un Dumnezeu, nu. L-a cunoscut pe Dumnezeu. Biblia zice atât de clar, ia iubeți, a chemat pe Dumnezeu Lui. Israel. O grămadă de pseudozei, o grămadă de Dumnezei putea să fie în obiectivul privirilor lui. Pe o grămadă putea să-i cheme. Ce te determină pe tine, Iaibet? Să-l pe Dumnezeul lui Israel. Ai fi avut motive să zici, m-am născut într-un popor și mama mea facea parte dintr-o nație de oameni stigmatizați. O să plec departe, să ne mai audă nimeni de mine, o să-mi schimb identitatea și nu mai vreau să fiu trist. Și știți că și dacă și-ar fi schimbat numele, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Dumnezeu, tot trist ar fi rămas. Ar fi avut o altă etichetă, cum o grămadă dintre oamenii din bisericile noastre și niște falsi, Vin la biserică, zâmbesc, dau mâna cu tine și zice, pacea Domnului și mă bucur să te văd. Și mintea lui zice, o, de te-aș curenta. Da, asta gândește. Asta e realitatea. Falși. Să pozeze bine, să fie în regulă, să fie tot în regulă. Dar realitatea vieții? Există o veste bună. Marele Rege Iisus Hristos, înălțat să fie în numele Lui, e specialist să recupereze triști. Doi mergeau pe drumul Emausului și se uitau s-au oprit uitându-se trești. Este o vreme în viață în care tristețea îți marchează mintea, privirile, viața, familia. Și mulți dintre ei chiar au motive, pentru că trec prin situații extrem de grele din perspectivă fizică, din perspectiva sănătății lor. Oricât de trist și oricât de trist ai fi în lumea azi, există cineva care vrea să-ți dea triumf numele Lui este Isus Hristos. Biblia zice, a chemat pe Dumnezeul Lui Israel. Și ce putea să zică? Dacă Dumnezeu ăsta al mamei mele nu a fost atent să-i dea sănătate mamei mele înainte să mă nască și nașterea mea n-a fost o naștere normală ca altor băieți, atunci să rămână Dumnezeul lui Israel el singur. N-am nevoie de Dumnezeu ăsta. Știți, o grămadă de băieți și de fete care trec prin situații nefavorabile în casa lor, efectiv, o iau de acasă și îi dispar din casă. Când fac 18 ani, nu-i mai găsești. Schimbă locația, telefonul, toate au dispărut. Și le pun o durere adâncă părinților care, cu multă atenție, cu trudă, i-au crescut. De ce? Se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Niciodată tristețea prin care treci n-ar fi trebuit și n-ar trebui să fie argument să-L părăsești pe Dumnezeu. Știți cum zice un vers? Să mor de frig, să mor sărac pe Domnul, nu-L voi vinde. Vai de cei ce-L părăsesc pe Dumnezeu fără temei, când nu există niciun argument pentru care să-L părăsești pe Dumnezeu. Sunt oameni care spun, păi, o trecut printr-o traumă emoțională, l-au părăsit prietena și au plecat în lume. Fals! Fals! N-ai niciun argument. Nici ca matur, nici ca în vârstă, nici ca adolescent, nici ca tânăr să-L părăsești pe Dumnezeu. Și în seara asta mă rog Duhului Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și dacă s-a creat o distanțare între noi și Dumnezeu, și dacă problemele vieții, și dacă informațiile care au venit așa ca un vacarm peste viața noastră așa pasă pe creierul nostru, și îngrijorare peste îngrijorare și emoție peste emoție, și accident, și boală, și nesiguranță, și teamă, și panică, și atacuri de panică, și o grămadă de lucruri care se îngrămădesc în mintea noastră și vin ca niște săgeți care cer să ne îndepărtăm de Dumnezeu oricât de greu ne-ar fi. Să nu uităm, El este Domnul Domnilor. El este Regele Regilor. El este împăratul împăraților. El merită închinarea noastră. Și oricât de mult am pierde în lumea asta, nu avem voie să-l pierdem pe Dumnezeu. Cercetează, Doamne, cercetează, Doamne, ziara și atingi orice suflet, oricât de mare și oricât de adânc ar fi tristețea în viața ta, oricât de multe argumente ți-ar striga în timpane satana, spunându-ți, lasă-te de Dumnezeu, uite ce ți-a făcut, uite te-a lăsat, uite cum ai ajuns, uite că ești praf și pulbere, n-ai viitor, n-ai speranță, niciodată să nu lucrezi pe deavolo, cunoaște pe Dumnezeu. Și ce zicea Sfântul Pavel? Am o dorință Păi cum? Că tu ai scris 14 epistole. Tu ești un om care a încojurat planeta. Tu ești un om care a fost bătut și aruncat și au crezut oamenii că te-au lăsat mort sub polovani. Au crezut că ești gata. N-ai mai mișcat. de te-au lăsat în listra și ai plecat mai departe. Cum? Și ce zice el? Să-l cunosc pe el și să fiu părtaș la suferințele lui. Pentru că a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă unior să treci prin valea umbrei morții. A cunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos nu înseamnă să stai doar la mesele întinse cu El. Nu înseamnă să fii hrănit doar de El. Nu înseamnă să fii doar bucuros pe seama Lui. Nu înseamnă doar să-ți vindece bolnavi din casa ta ca la Petru pe soacră sa. Nu înseamnă doar să-ți mulțească pâinile. Al cunoaște pe Iisus Hristos înseamnă unior să urci pe via dolorosa în sus, 3 km jumate, când nimeni nu te aplaudă. Când nimeni nu te apreciază, când toți lovesc în tine, când îți spun, dispar, tu nu meriți, tu n-ai valoare. Există un ucenic, ucenicul iubirii, care nu doar la cină a stat aproape de Mântuitorul, așezându-și așezându capul pe pieptul Mântuitorului, simțindu-i bătăile inimii și emoțiile umane ale Lui Iisus. A fost lângă Isus și pe via dolorosa. Învățăm de la bărbatul acesta că trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu, indiferent prin ce trecem. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Indiferent ce situații vor veni peste viața noastră, Domnul merită să fie urmat. Indiferent cât de greu ți în viață în vremea asta, nu uita, nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urma el. Și soarele nostru nu este altcineva decât Domnul Isus Hristos. Soarele neprionirii, înălțați să fie numele Lui. Dintr-un trist poți să ajungi un triumfător. Poți să zică oamenii, dar are argumente să fie trist. Și totuși, nu-i doar un trist. Cum? Cunoscându-L pe Dumnezeu. Având o relație apropiată cu Dumnezeu. Uitându-te în cartea asta și citind-i cuvântul, iubind cartea asta. Iubind cartea asta, îl iubești pe Dumnezeu. Să te aplești în camera ta, să te rogi să nu, să nu mai dai niciun telefon, să nu mai cauți oameni, să te întorci spre Dumnezeu, să-l cunoști. Dar uitați-vă că al doilea lucru pe care l-a făcut bărbatul ăsta este că a început să ceară. Vedeți, n-a cerut de la oameni. Nici de la părinți. Nu s-a dus la organul de stat să schimbe numele. Nu. Ascultați ce zice Biblia. A chemat pe Dumnezeu lui Israel și a zis dacă mă vei binecuvânta și apoi îmi vei întinde hotarele. Cu grămadă vor să le întindă Domnul hotarele, binecuvântare zero. Să-mi dea Dumnezeu, să-mi rezolve Dumnezeu, să vindece Dumnezeu, să... Asta e mentalitate de fiul risipitor. Știți că fiul risipitor, înainte să plece de acasă, eu zic, dar taică-s-o tată, dă-mi! Dă-mi! Știți că atunci când sunt o și-o schimbat optica și ce-o zis, tată, fămă. Nu mai vreau să-mi dai, vreau să fiu. Nu mai vreau să am, vreau să fiu în preajma ta. Chiar dacă nu mai am aceleași argumente, chiar dacă nu mai am pretenții și nu pot să mai am pretenții. Asta e dovadă că un om se bucăiește cu adevărat după ce a derapat în lume. Când se întoarce în casa lui Dumnezeu, nu mai are pretenții. Amin. Amin. Așa că dacă a divorțat, nu încercați să ziceți, lasă frate că e ok, hai să-l băgăm cumva în comitet, hai să-l punem pe la învon, pe la cântare, nu s-a întors din lume, nu mai are pretenții. A zis, vreau să fiu doar un unul dintre argații tăi. Adică un argator obișnuit. Știți de ce? Asta e pocăința adevărată. Când te întorci la Dumnezeu fără pretenții, când îți plângi păcatele, când te retragi din zona murdară, fiul risipitor n-a rămas cu niște roșcove sub braț și în buzunare. Când s-a întors la tata, a renunțat la porci, la roșcove, la zdrențe, la tot. Știți de ce? Pentru că a vrut să demonstreze schimbarea. Nu doar a declarat și a spus, tata, am păcătuit și să rămână cu păcatele în buzunarele lui. A vis celor ce vin la bisericile noastre și continuă să mai aibă tot felul de bagaje ale păcatelor. Dacă te-ai întors la Hristos, ai un blat până atunci cu droguri, le arunci, îți smulci cartela din telefon, dacă ai tot felul de istorii pe tot felul de rețele și trebuie să-ți arunci și telefonul, nicio problemă. Renunți la orice anturaj al păcatului, te din lumea păcatului. De ce? Vrei să fii cu tata, nu mai ai nevoie de femei desfrânate, nu mai ai nevoie de imoralitate, nu mai ai nevoie de o ușă deschisă spre păcat. Te întorci cu adevărat la Hristos și îl vrei numai pe Dumnezeu, numai pe Dumnezeu, numai pe Dumnezeu. Și cine crede ca mine, să zic amin, amin, lăudat să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu. Să încep să ceri binecuvântarea înaintea întinderii hotarelor. Asta e optica corectă. Și asculta ce zice el mai departe. Dacă mâna ta va fi cu mine. Se vorbeam în psalmul 144. Doamne, binecuvintează mâinile. Și acolo era un detaliu care m-a marcat în seara asta, care zice așa, Binecuvintează-mi și degetele. Mm -hmm. Asta înseamnă că nu mai pui inele pe el. Ce ziceți? Zic bine? Degetele, frate. Cu degetele ei, instrumentul deschis și nu mai semnezi în fals și micherii să câștigi în plus dolari. numai mai. Degetele tale sunt curate. Și ce zicea Sfântul David? Îmi spăl mâinile, unde? În nevinovăție. Și așa înconjur altarul tău. Aleluia lui Dumnezeu. Zice, zice ea, dacă mâna ta va fi cu mine, zice lui Dumnezeu călăuzire. Să fii dependent de Dumnezeu în fiecare secundă. să -i spui, Domnului, Doamne, mă aflu la intersecție importantă a vieții mele, a familiei mele. Ce decizi tu, Dumnezeule? Vrei să mă duc înainte? Vrei să o iau la dreapta? Vrei să o iau la stânga? Vrei să stau pe loc? Vrei să fac câțiva pași în spate? Vreau călăuzire. Mâna Domnului nu o să fie oriunde cu noi. Știți că Samson zice, Biblia a fost închinat Domnului și l-a folosit Dumnezeu între Mahane, Dan, Sorea și Eștaol. Era un perimetru, dragii mei, unde Duhul lui Dumnezeu era prezent peste el, unde puterea lui Dumnezeu îl folosea într-un mod supranatural. Dar când a coborât la Dalila, când și-a permis să meargă în, în, sens invers față de voia lui Dumnezeu, stând și-a dormit pe genunchii Dalilei, a vis băieților și fetelor care își permit atingeri și intimități înainte de căsătorie. Nu sunt permise asta! Amin! Intimitatea este permisă în exclusivitate în familie și după căsătoria religioasă și după căsătoria civilă. Ambele, nu doar în logomnă. Logomnă nu-ți permite să faci ce vrei. Știți că am mințit-o pe Dalila, că atunci când faci un compromis, ești tentat să mai faci unul. Compromisurile sunt lans legate, vrei, nu vrei. Primată, am mințit-o, nu i-a zis de unde vine puterea, dar nimeni nu l-a obligat să zică. Cine l-a obligat? Trebuie să stacă din gură. Deci primul pas e că a coborât în Valea Sorec, al doilea pas este că a început să mintă. Și într-un final a cedat. Pentru că atunci când intri în duel cu satana și te joci cu diavolul și principiile devin flexibile, îndoielnice, toleranță, asta e cuvântul imens de periculos în perioada în care trăim noi. Pas cu pas cobor tot mai jos. Și ce-o zis la final? O strigat li la filistenii sunt asupra ta. A zis să-mi dăm pe spate. Că unii spun, domnule, nu avem voie să avem plete, că și Samson a avut. Și cele zile aștia. Băieți, reveniți-vă. Biblia scrie foarte clar, este o rușine pentru un bărbat sau pentru un băiat să poarte părul lung. Scrie asta în Biblie sau nu? Scrie în Biblie. De cum? Eu contest Scriptura? Și le mai zic ceva. Dacă chiar crezi că ești Samson, vezi că o să te punem să iei zidurile clădirii, să le muți. După ce faci asta, aproape că te-am lăsat, dar vezi ca să alege nazireului care e altceva. nu intrăm acum în detalii. S-a acordat Și ce a zis? Voi face ca și mai înainte. sta o dramă. Nu știa domnul plecase de la el. Dacă prinzi în viața asta umană o fracțiune de secundă, când mâna lui Dumnezeu se retrage după viața ta, să te ferească Dumnezeu să prins fracțiunea aia de secundă. Ce cea mai adâncă durere. Ia e zice, indiferent cât de mult voi trece prin suferință, indiferent cât de multă durere am, mai înainte să îți cer, Doamne, să nu la suferința peste viața mea, îți cer din toată inima mea să cobori cu mâna ta care să fie cu mine. Asta înseamnă să mergem pe unde mergem mâna lui Dumnezeu. Știți că zice Biblia la un moment dat, mânat de Duhul Sfânt. Să simți că o mână a Duhului Sfânt Îți spune pe unde să mergi. Closie, protecție. Poate cineva, mai bine decât mâna lui Dumnezeu, să ne protejeze? Nimeni. Dintr-un trist, într-un triumfator, cunoscându-L pe Domnul, cerându-I corect lui Dumnezeu. Și uitați-vă cât de frumos. Biblia zice, așa încât să nu fiu un soferinț. E singura rugăciune din Biblie care are un dacă și chiar mai multe, fără atunci. Deci el a zis așa, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri din norocire, așa încât să nu fiu în suferință. Patru de dacă cel puțin, patru. Și niciun atunci. Știți de ce? Pentru că în timp ce se roagă ei iubeții se schimbă optica. El nu zice, dacă mă ajuți, dacă mă rezolvi, zic unii când sunt aproape de însurătoare, dacă reușesc să mă însor bine, atunci o să slujesc pe Domnul. Dacă reușesc să mi se rezolve problema asta, atunci o să-L mai rumez pe Domnul. Nu, nu există asta. Să ai mentalitate de business cu Dumnezeu. Și mă tot întreb care dintre cei doi Dumnezeu până la Știți că Iacov a zis, Doamne, dacă îmi vei da haine să mă îmbracă, dacă îmi vei da încălțăminte în picioare, dacă mă vei ajuta să ajung cu bine și în pace, dacă o să am ce să mănânc, atunci numai tu vei fi Dumnezeu meu. Cât de trist. Când oamenii le condiționează pe Dumnezeu. Dar vine habacu și zice chiar dacă. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă măslinul nu-și va da rodul. Chiar dacă într-o zi o să mă duc în staulele unde sunt oile mele, și toate oile vor lipsi din staul, când toate animalele de acțiune, boi, vor muri deodată pe câmp, când nu mai am nimic. abacul 3 cu 17 zice: Și atunci mă voi bucura în Dumnezeul meu, în Dumnezeul mântuirii mele, aleluia lui Dumnezeu. Oricât de greu se în viață, oricât de multe accidente vin, Oricât de mult stigmat pun oamenii pe tine, oricât de mult oamenii ar vrea să te bace, să te împacheteze în cutii, să te arunce din fața lor, oricât de mult oamenii pun tot felul de imagini despre tine și te etichetează, te calomnează, te bajocoresc și poate chiar treci printr-o vreme de tristețe. Nu uita, cunoaște-L pe Dumnezeu mai mult. În mijlocul suferințelor, zice Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea zice, eu o scârbă de mine și mai mult mă pocăiesc în sac și în cenușă. Nu mă îndepărtez de Dumnezeu, nu îi zic lui Dumnezeu că nu merită închinarea mea când m-a lăsat în faliment, nu. Mai mult mă rog, mai mult citesc din Biblie, mai mult postesc, mai mult vin prezent la biserică, mai mult îl caut pe Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu de ce? Domnul merită să fie lăudat nu condiționat, ci necondiționat. Lăudat să fie numele Domnului. Să nu mai punem condiții lui Dumnezeu. Să nu mai zicem, Doamne, dacă faci asta, promit că o să te slujesc. Dacă rezolvi problema asta, promit că fiecare joi vin la biserică fals. să-i spui Domnului, Doamne, ori de câte ori voi reuși, voi face tot posibilul. Chiar dacă nu mi se rezolvă problema, eu rămân lângă Dumnezeu. Și uitați-vă cum se termină versetul 10. Biblia zice, și Dumnezeu i-a dat. Ce cerose. Pe lângă faptul că nu am mai pus condiții pentru că rugăciunea te schimbă când te rogi cum trebuie. Uitați-vă că cred că în timp ce se ruga, Dumnezeu a coboră lângă el și a răspuns la rugăciune. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea ca toate rugăciunile noastre să fie făcute în așa fel, încât în timp ce ne rugăm să răspunde Dumnezeu. Poate nu se rezolvă problema, nu se vindecă imediat cancerul, dar coboară lângă tine prezența lui Dumnezeu. Mie mi se întâmplă că atunci când coboară Duhul Sfânt, vorbesc în limbi și prezența lui Dumnezeu îmi readuce pacea, am liniște. N-am niciun telefon sau SMS prin care să mi se spună că s-a rezolvat problema, dar știu că ori pe unde ar fi să trec, cineva este cu mine. Numele lui este Isus Hristos. Nu mai lăsa tristețea să-ți guverneze viața. Încrede-te în Dumnezeu vrea să facă din tine, din mine, din fiecare dintre noi niște triumfători, care să fim pe marea de sticlă și să fim cu alăută lui Dumnezeu în mână și să spunem, vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească slava, onoarea, gloria, cinstea, lăudat să fie numele Lui. Domnul să ne asculte rugăciunile, chiar dacă n-apucăm uneori să le terminăm. Amin.